Veste bună pentru românii care locuiesc în Spania. Pedro Sánchez, șeful guvernului de la Madrid, a decis să efectueze un grup de lucru pentru a rezolva cererea românilor care își doresc să dețină dublă cetățenie. Spania se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană care te obligă să renunți la cetățenie în schimbul cetățeniei spaniole. Însă acest lucru s-ar putea schimba pentru românii stabiliți în Madrid, odată cu alcătuirea grupului de lucru. Am hotărât să creăm un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a ajunge să aibă naționalitate, cetățenie spaniolă, fără să fie nevoit să renunțe la cetățenia română. A avut loc o înțelegere pe ceea ce înseamnă constituirea unui grup de lucru, grup de lucru care va intra în negocierile privind asigurarea cadrului legal a dublei cetățenii pentru cetățenii români care doresc să obțină și cetățenia spaniolă. Iar cu această ocazie, Pedro Sánchez a ținut să le mulțumească celor aproape 1 milion de români care au decis să se stabilească în Spania. Astăzi în Spania trăiesc, stimate domn prim-ministru, în jur de 1.100.000 de români și românce. Este o comunitate foarte dragă și foarte respectată în Spania. O comunitate formată nu numai doar de cei care au venit aici, ci și de a doua generație care locuiește aici și care contribuie la dezvoltarea și prosperitatea Spaniei. De aceea doresc să mulțumesc comunității de români prezenți aici în Spania.